Da. Bună seara și bine v-am găsit. Sunteți la a patra putere, încă o ședință extraordinară de Consiliu Județean astăzi. Noi tensiuni politice, noi jocuri politice, încă un boicot. Sunt multe lucruri care s-au întâmplat astăzi. O să discutăm despre acest eveniment. În studioul nostru se află Consiliul Județean Gheorghe Vlase, președintele partidului înființat, mă rog, filialei de la Buzău, a partidului înființat de Călin Popescu-Tăriceanu, candidat la prezidențiale. Bună seara, bine ați revenit, domnul Vlase. Bună seara. Sunteți oaia neagră, înțeleg eu, a zilei. De ce? Dumneavoastră, toți consilierii și cu ceilalți doi consilieri ai PLR. N-am înțeles așa, dar de ce suntem oaia neagră? Pentru că v-ați abținut la acel proiect. Am avut un motiv foarte clar. Bine, am abținut. N-am făcut-o întâmplător. Deci acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că acele proiecte trebuiesc bine disecate și gândite, trecute prin comisii și după aia ajunse în plan. Deci nu e nicio panică, nu e nicio nenorocire că s-a întâmplat acest lucru. Și nu ne-am împotrivit, ne-am abținut ca să putem să le votăm în cunoștință de cauză. Bun, o să discutăm despre acest subiect. Astăzi, până la urmă, ședința extraordinară a fost convocată mai ales pentru acea rectificare bugetară. Aici cum s-a votat? Pentru. Pentru. Deci ați votat pentru, sigur. Sumele sunt clare, mă rog, sigur. 290 de miliarde, sau 29 de miliarde, da. Reprezentând sume pentru susținerea comunităților locale. Aici, mă rog, sunt destul de echilibrate, nu? Sigur. Fondurile alocate, nu să precizăm, am văzut că nu au fost nemulțumiri. Bine, nu știm din partea cui să fi fost nemulțumiri, pentru că cei de la PDL au absentat. Cei care au rămas, vreo 5 au mai rămas, pentru că astăzi... Ăla-i boicot adevărat, nu ce-am făcut noi. Prin prezență și vot, cum ați votat, adică. Nu. Boicotarea a făcut-o PDL-ul, că nu vreau să prezinte la vot, iar dacă se prezinte, votează împotrivă. Da. Bun. Deci vorbeam despre cei 5 consilieri de la PDL rămași, pentru că astăzi s-a constatat încă o plecare din tabăra democrat-liberală către PSD. Este vorba despre consilierul județean Eliza Panait. Bun. Și așa a rămas o opoziție șubredă. PNL față de ședința trecută înțeleg că a mers alături de PSD. Prin nu, vot. Nu, numai vicepreședintele a mers. Ceilalți au votat împotrivă. Ceilalți au votat împotrivă, dar, mă rog, o parte din... Dar vorbim aici și de PLR. Pentru a doua oară, în a doua ședință consecutivă, s-a pus problema legată de preluarea în administrare de către Muzeul Județean, Centrul Județean de Artă și Teatrul George Ciprian, a clădirilor reabilitate din fonduri europene și modernizate din aceste fonduri, să fie preluate, deci, de la Consiliul Județean. Data trecută cum s-a votat, domnul Vlase? Că știu că data trecută ați avut un alt vot. Vorba despre spital, am votat pentru că... Și la spital a fost, dar și acest proiect a fost și unde s-a votat pentru. Da. Și de ce de data asta nu ați mai votat pentru? Pentru că atunci l-am discutat în comisie și acum trebuie discutat în comisie specialitate și numai decât o săptămână până atunci și vom trece și acest proiect. Din moment ce a fost discutat odată în comisie... Nu știu dacă a fost același proiect și cu aceeași... Păi a fost același proiect, domnul Vlase. Că asta este, nu știu, nu mi-amintesc. Ăsta este marele semn de întrebare în legătură cu atitudinea consilierilor de la Partidul lui Tăriceanu. De ce data trecută ați votat pentru acest lucru, pentru preluarea în administrare de către cele trei instituții, care de fapt acest pas ar însemna să funcționeze în casă nouă în sensul de reabilitat? Da? Fără niciun fel de problemă. Adică să-și mute oamenii și să amenajeze Muzeul Județean, să... Că și așa deschiderea Muzeului Județean a fost temporizată și văd că este în continuare temporizat. La fel, să nu să mai joace în sala mare a Consiliului Județean piese de teatru și să revină piesele acestea, nu? În sala George Ciprian. Și în ultimul rând să aibă și unde să se pregătească cei de la Centrul Județean de Cultură și Artă. Niciun fel de problemă în săptămâna următoare premergătoare premergătoare adunării ordinare a Consiliului Județean, se va trece prin comisie, avem niște semne de întrebare și le vom studia și vom trece acest proiect.
Dacă numai asta este problema, vă spun că e încheiat acest lucru, este hotărât și nu niciun fel de problemă. Bun. Încă o dată vă întreb de ce prima dată ați votat pentru și acum ați votat împotriva. Pentru că am descoperit niște lucruri care trebuia să le analizăm. Mai mult decât atât, consilierii noștri județeni s-au strâns să constate mai bine, au fost plecați în campanie electorală, au venit hotărârile, au venit târziu și ne-a luat prin surprindere și atunci am hotărât să-l amânăm pentru o săptămână viitoare când e comisie ordinară. O să constatați că nu mai e nicio problemă. Dacă cele care le-am constatat noi sunt în regulă. Bun, astăzi în presă am văzut alte declarații din partea dumneavoastră. Cum? Am văzut și alte declarații din partea dumneavoastră, că e de fapt un vot pentru a arăta președintelui Băgiu că totuși... Aia e interpretarea ziaristului, că eu am spus în fermător, dacă ar fi să luăm pe domnul Băgiu cu adevărat la întrebări, l-am luat pentru tot ce a făcut pentru anumiți consilieri județeni care de fiecare dată nu s-a ținut de cuvânt când a avut anumite negocieri. Dacă ar fi, am zis. Dar noi nu facem acest lucru. Nu asta e problema noastră. Problema noastră este cu totul alta și data viitoare o să vedeți că așa se va întâmpla. Dar dacă a înțeles ziaristul că trebuie să spună că printre asta eu nu știu ce răzbunare trebuie să facă asupra lui Băgiu, este incorrectă chestiunea pentru că eu nu mă țin de lucruri de genul ăsta. Bun, domnul Vlase, dar ce anume, ce înțelegere nu a respectat domnul Băgiu față de dumneavoastră? Păi domnul, față de mine ca președinte, fost președinte al PC-ului și față de colegii noștri de la PC, care o mare parte sunt la PLR, toată înțelegerea cu privire la deconcentratele din perioada respectivă a USL-ului nu a respectat absolut nimic, nici nu a vrut să ne bagi în seamă. Dar este altă discuție, nu avem treabă cu așa ceva, așa a făcut, așa face cu toată lumea, e treaba lui. Bun, dar o discuție actuală legată de promovarea dumneavoastră ca vicepreședinte al Consiliului Județean a existat, înțeleg, domnul Băgiu? Nu a existat decât o discuție de genul de ce îl țineți pe acel vicepreședinte care votează împotrivă să se abține în continuare când noi votăm pentru dumneavoastră. Și asta domnul Băgiu ce a zis? Păi a zis că îl ține în continuare, că așa consideră dumneavoastră, probabil că mâine va trece la PSD, eu știu. Și domnul Băgiu a înțeles că dumneavoastră vreți funcția de vicepreședinte greșit, a domnului Romanescu. A înțeles greșit că nu i-am cerut un mod imperativ. I-am spus de ce se întâmplă așa ceva. Ce-i cu această chestiune? Votează împotrivă? Este la putere sau în opoziție? Pentru că trebuie să vedem și noi cum stăm, nu? Suntem acolo, vom face cu ei un protocol, nu vom face... După 1 ianuarie, trebuie să ne interesăm de chestiunile astea, să vedem unde ne plasăm. Bun. Astăzi, tot în ședința de Consiliu Județean, au existat și alte reacții din partea unor consilieri. Nu o să discutăm despre ele, pentru că dacă așa au dorit ei să nu le dea... Nu știu. Nu discutăm despre zvonuri, dar înțeleg că în continuare se pune mare monedă pe faptul că, deși a trecut la PSD cu mulți consilieri, nu are acel vorum. Că dacă exista un vorum pentru președintele Consiliului Județean prin promovarea acestor proiecte de hotărâri, nu ar mai exista încă o dată această problemă. Și de aceea a venit toate acuzațiile au venit către grupul PLR, deși încă o dată PLR nu există ca partid. Există Partidul Național al Mediului schimbat de congresul din 2 august în PLR, nu s-a dat nicio decizie că nu i-ar exista definitivă. Definitivă. Este o decizie prin care spune, domnule, nu trebuia să faceți această schimbare înainte cu 6 luni, dar s-a făcut recurs. Și în data viitoare sunt convins că nu mai sunt cele 6 luni până la lege, ci mai sunt 4 ani sau 2 ani. Da. Dar, domnul Vlase, eu rămân cu acest semn de întrebare. Adică nu m-ați convins din moment ce prima dată s-a mers în comisie cu el, ați votat pentru, era același proiect, nu era nicio modificare. Adică toate lucrurile converg către chestiunea asta. Și s-a mai întâmplat într-adevăr să fie niște ambiții în Consiliul Județean. Nu neapărat. Dar vedeți dumneavoastră... Dacă am votat 3 ani cu dumnealui fără niciun fel de problemă și așa, probabil că se va întâmpla în continuare dacă după 2 încolo sau după 3 vom stabili o negociere, dacă suntem în continuare, candidăm cu un turul 2, adică ajutăm în turul 2 pe unul din candidații noștri, vom vedea la momentul respectiv. Dar până atunci este o ședință a biroului a Consiliului Județean Ordinară pe care o să vă asigurăm că nu va fi niciun fel de problemă. Bun. Pentru că la spital ați votat pentru.
Am votat pentru că trebuia votat, era clar, am studiat, am văzut despre ce este vorba, ne-am supărat că n-am putut să-l promovăm pentru că era, este vorba de Spitalul Județean, care este extrem de important, așa cum acest obiectiv este la fel de important, așa îl vom vota și pe asta. Bun, cum mai merg negocierile cu alte partide, dacă aveți? Nu am făcut niciun fel de negociere. Nu, deci mergeți așa. Noi desfășurăm campanie electorală în tot județul la ora actuală. Considerăm că o să avem un scor foarte bun. Suntem permanent în teritoriu. Altceva nu am ce să vă spun decât constatarea că domnul Călin Popescu-Tăriceanu se apropie puternic, din punctul nostru de vedere, de aproximativ 20% în județul nostru, așa am constatat noi, fără să sondăm profesional. Da, dar cum ați ajuns la cifra asta? Am făcut în fiecare comună care mergem, facem un fel de sondaj așa, mai rudimentar, și constatăm că până în vârful muntelui, domnul Călin Popescu-Tăriceanu este o persoană cunoscută. Cunoscut, notorietatea nu înseamnă și... Notorietatea înseamnă cunoscută și că oameni care își aduc aminte cu mare plăcere că le-au mărit pensiile, că le-au majorat salariile, că le-au făcut fel de fel de lucruri, care în perioada 2004-2008 nu le-a mai făcut niciun prim-ministru. Nu întâmplător, domnul Călin Popescu-Tăriceanu este declarat de anumite universități interne și internaționale cel mai bun prim-ministru din ultimii 25 de ani. Da, la capitolul panotaj aveți destul de multe bile albe, mai ales în municipiu, din ce am văzut. Și la Râmnicu Sărat și în județ, avem două caravane care pleacă în fiecare dimineață. Nu, dar mă gândeam tot așa, bine, mai e și Victor Ponta la fel, adică la egalitate aproape. Nu ne comparăm. Nu? Nu ne comparăm. Dar noi suntem liberali, noi avem un scor pe anumit bazin electoral, nu. Nu avem scorul. Reformator liberal, că... Reformator pentru că Partidul Național Liberal nu mai există, e trecut la popularii europeni și nu mai există. Și atunci l-am fondat pe ăsta să existe în continuare Partidul Liberal în România. Cu doctrină liberală, nu populară. Am înțeles. Bun, noi o să încercăm să luăm o reacție din partea celor de la PDL. Spuneam că s-a mai înregistrat o nouă trecere de la PDL, mă rog, din opoziție în barca puterii. Acolo motivele sunt discutabile, dacă sunt presiuni sau nu, ar trebui să ajungă undeva în atenția altor instituții abilitate. Dacă e vorba despre faptul că până la urmă la PDL nu e bine acolo, nu facem decât să punctăm încă o astfel de mutare politică. Da, avem o intervenție telefonică, înțeleg. Da, bună seara! Aș vrea să-l întreb pe domnul Vlase. Spune că a fost până în Creierii Munților acolo. A fost cum? Ce-o fi fost? Dar la noi de ce nu vine pe aici, pe unde muncim și creștem vite și nu avem nici izlaz, nu avem nimic? Unde? A venit domnul Ionescu să ne ia la goană, să ne demoleze fostul vicepreședinte. Unde anume, domnul? Unde anume? Pe vergulea asta aici, în spate la Buzău. Suntem 7-8 familii care avem vaci, avem și noi, muncim. Nu furăm, nu mai, muncim. Pur și simplu muncim și nu ne dă nimeni niciun drept. Dar venit Ionescu cu o călăgie, că dacă nu votați școala, vă dăm afară. Cine a venit? Cine a venit? Ionescu, fost viceprimar, acolo e plăapte, nu știu ce dracu e pe acolo. Așa, și ce a făcut domnul Ionescu? Făcut călăgie, să votăm școala, să facem școala, să facem școala. Da, țin voie să mă îndoiesc că a făcut gălăgie, domnule. Noi votăm cu cine duce conștiința, ca să fie clar. Corect. Cine a mai trecut pe la dumneavoastră pe acolo, în afară de nimeni. Liberal? Nimeni. Domnule, deci au trecut liberali, nu? Dracu, eu știu ce partid o fi, nu știu. Dar aș vrea să vină, domnule. Cu cine vă ziceți că domnul Ionescu a făcut gălăgie, repet, ceea ce... Da, nu cunosc, am făcut eu gălăgie, știu de ce a făcut. Din potrivă, dar pe cine a zis să votați? A zis să votăm cu PSD-ul. Cum să votați cu PSD-ul? Eu știu cum să fi trecut el. Nu, domnule, din alt film, domnule, domnul Ionescu e din alt film. Nu știu eu ce a zis, nu. Eu cred că Iohannis a zis, n-a zis Iohannis? Așa, cu neamțul ăla, așa. Așa, domnule, vede? Ăla nu-i la PSD, domnul nostru. Bun, și să vină oamenii la dumneavoastră, nu am reținut. Nu, să ne vadă pe aici și pe noi cum muncim, nu să ne dea nimic, că nu ne trebuie. Așa, să vă vadă cum muncim și eu să vă vadă. Uite, eu sunt politic. Ce mai faceți, domnul, că nu v-am reținut numele? Șerban. Domnul Șerban, așa, îmi cer scuze. Domnul Șerban, ce mai faceți dumneavoastră? Nu așa că îl votați pe Iohannis? Nu.
Nu. Dar nu e așa că îl votați pe Ponta. Nu, nu spun cu cine, dar votez cu cineva, că asta este bunul. Nu, dar eu încercam așa, uite, și vin politicieni și zic, domne, dar îl votați pe ăsta așa, adică... Nu, nu spun, chiar dacă îl votez pe ăla care zic el, dar nu-i spun eu lui. Am de înțeles că nu-i spune. Conștiința mea, dar de ce doriți dumneavoastră să vină... Păi ca să vadă că astă iarna a venit, ne-am zăpezit aici, ne-am dus ajutoare. A venit jandarmii săracii cu măștile pe voi, pe un viscol. Ne-a adus ulei, ne-a adus conserve, ne-a adus de toate, să știți. A venit secretarul de stat de la București aici, de la intern. A venit oamenii, ne-au așteptat, ce să zic eu, că nu stau. Când am avut o nevoie, am sunat la 112, a venit oamenii, ne-au... Dar nu vii să-mi spui cu cine se votez. Votez cu cine vreau. Poate votez cu Vadim sau poate votez cu... Corect. Ce vreau, om. Cum îmi duce conștiința. Corect. Bine, că asta nu o să facem, că nici Vadim nu-i bun de nimic. Lasă. Ăla ne bagă în război a doua zi cu rușii. Bun. Da. Eu asta e nelămurirea mea. Adică de ce ar dori un cetățean să vină ăștia? Că păi toți, nu toți vă promit. Că ăla o duce bine, că ăla în vârful muntelui o duce rău. Să vină, domnule, să vadă la față cum muncim. Cum? Uitați, am apă, am două pompe bătute, credeți-mă că care apă de la Petrom, de băut și de făcut mâncare, că a mea miroase a benzină. Să vină dânsul și dau o cană de apă să vadă cum miroase apa. Și atunci aș fi eu zic, băi, ăsta e bun. Haide, m-a așteptat să fac... Adică pentru efortul ăsta, voastră, vă o să... Nu, asta e. O să-i apreciați pentru efortul ăsta. Bun. Să poate, bem apă cu benzină și să muncim ca proști. Mă duc în piață, vine milițianul, mi-a lapte, mi-l aruncă la canalizare, mi-a ouăle, le aruncă la container. Că n-avem voie să vină. Și am atestat de sănătate, am o exploatație înscrisă. Iau subvenție, plătesc impozit. Nu așa, că sunt eu Gheorghe pe virgulea asta. Da, dar probabil n-aveți tarabă, domnul. Nu, am și tarabă, că eu nu duc în piață, să știți. Duc direct la clienții acasă. Și duc la farmacist, duc la colonei, duc la... Nu duc la oameni, de 4-5 ani duc. Bun. Mulțumim de intervenția dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și multă sănătate. Multă sănătate vă doresc. Domnul Vlase, succes la... Doamne ajută, vă mulțumesc mult de tot și mâine trec la dumneavoastră. Chiar vă rog, să veniți. Trec cu precizie că avem un drum în partea aceea spre... Ei, chiar vă rog, treceți bariera și se vede niște case acolo. Ok. Pe marginea vii de la canal. Am înțeles. Da, să trăiți multă sănătate și succes la ce ați dorit. Doamne ajută. Mulțumim pentru atenție. Bun, și ajungeți în rândul cetățenilor. Și ce le spuneți cetățenilor, doamna Vlase? Doar întrebăm dacă în perioada 2004-2008, domnul Călin Popescu-Tăriceanu, cum s-a simțit cu acest prim-ministru? Și toți ne spun același lucru. Da, ne aducem aminte, au crescut pensiile, au crescut salariile, au crescut ajutoarele sociale, au crescut ajutoarele pentru mame. Deci exact și aduc aminte, extrem de interesant este faptul că nu le spunem noi, ne spun ei chestiunile astea. Adică nu le inducem un răspuns anume. Este extrem de interesant, vă spun că n-am văzut așa ceva. Mai rar am văzut să se vorbească despre acest lucru. Să țină, numai atât, dacă îi aduce aminte de nume, imediat începe să spună bătrâni, oameni bătrâni, oameni la 65-70 de ani de la sate, știu acest lucru. Este extrem de interesant, îmi place ce aud. Da, bun, dacă e să intrăm în profunzimea lucrurilor, politic vorbind, la un moment dat Călin Popescu-Tăricean nu a luat-o pe niște căi corecte, dar în legătură cu guvernarea domniei sale, să știe că atunci când economia duduia, pe aia a venit criza. A rămas în istorie ca o guvernare bună. De ce? Pentru că de oamenii au putut să... De ce spuneți că n-a făcut o alegere corectă din punct de vedere politic? A scaldat-o și. Păi n-a scaldat-o. Domnul Antonescu a scaldat-o în toate felurile. Nu mai știu pe unde cât a fost în USR, domnul Tăricianu n-a spus nimic. În momentul în care a rupt această coaliție extrem de puternică și de importantă și de luptă împotriva la ceea ce se întâmpla în România din 2008 până în 2012, atunci omul considera că nu poate să stea în continuare să vadă cum PNL-ul dispare, se unește cu PDL-ul și trec la popular. Hai că-i culme. El de o viață cu familie, cu tot liberal, să ducă la popular. Normal că... Dar nu putea să lupte din interior? Adică... Păi cu cine să mai lupte dacă acolo era o adevărată cooperativă în care Crin Antonescu hotăra tot ce dorea el?
Păi și în momentul în care Crâna Antonescu eu, eu cred că a făcut un pas extraordinar de bun creând un alt partid pe structuri democratice, așa cum a lăsat el PNL-ul când a plecat. Eu așa cred. Și așa știu și de la dumneavoastră. Da. Totuși a fost un compromis acolo să alieze cu PSD pentru a deveni președintele Senatului. Nu cred că îi trebuie în mod special. Poftim? Nu cred că îi trebuie în mod special acest lucru. Cred că domnul Călin Popescu Tărcinu împreună cu Victor Ponta vor să refacă acest pusele. Bun. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim la discuția noastră. Rectificarea bugetară, au fost mai multe sume, cei drept destul de mici, alocate din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată către localități. În majoritate, cam toate au primit 400 de milioane de lei vechi. De exemplu, pentru drumuri comunale și județene, iar în cazul proiectelor de infrastructură, 250 de milioane de lei vechi. Da, diferența, sau mă rog, diferențele fiind contabilizate în rândul orașelor și unor comune unde nevoia de bani era urgentă. Bun, în studioul nostru reamintim, îl avem pe consilierul județean Gheorghe Vlase, susținător al lui Călin Popescu Tăricianu. Haideți să dăm declarația de după ședința extraordinară de astăzi a președintelui Consiliului Județean. Urmare, pe de o parte, a proiectului pentru a doua oară respins din lipsă de cvorum, cel legat de preluarea în administrare de către de la Consiliul Județean a clădirilor de către Teatrul George Ciprian, Muzeul Județean și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău, iar de cealaltă parte vorbim despre boicotul celor de la PDL și PPDD. Trebuiau să fie două treimi. Primul este darea în funcțiunea muzeului, dacă putem spune așa, și ați văzut și dumneavoastră cum s-a votat. Să ținem cont că teatrul nu poate să-și înceapă activitatea, nici muzeul, și că la Centrul de Conservare a Culturii sunt 290 de copii care în continuare vor ține cursuri în alte clădiri închiriate. Următorul punct a fost darea în proprietatea companiei de apă a unui teren din Săpoca, lucru care poate afecta, care afectează o investiție din fonduri europene la nivelul județului Buzău. Iar punctul 3 era darea în posesie în Valea Râmnicului a trotuarelor. Știți bine că traficul greu este deviat prin Valea Râmnicului și trebuia să facă o investiție, să facă trotuarele pentru siguranța cetățenilor. Deci sunt proiecte pe care vedeți și dumneavoastră cum au votat o parte din consilierii județeni. Și eu am rămas surprins, am înțeles că am crezut că cel puțin din punct de vedere al muzeului au înțeles, dar se pare că de multe ori ne uităm responsabilitatea, uităm că suntem în Consiliul Județean pentru a face lucruri necesare comunității, ci nu doar de a ne opune din motive politice. Ce știți despre absența în masă a PDL-ului de la ședință? Am văzut-o ca și dumneavoastră în momentul în care și numai a PDL-ului, ci și a PPDD-ului, am văzut că nu au venit în sala de ședință. Da, deci domnul Vlase, uitați de responsabilitatea pe care aveți și vă opuneți politic, spune domnul președinte. Asta e declarația dumnealui. Sper că nu este așa de grav, că săptămâna viitoare, cum vă spuneam, vom analiza mai bine aceste proiecte. Ne-am propus ca proiectele care sunt pe patrimoniu să le studie mult mai bine. Uitați-ne că suntem în fața unui lucru care abia jumătate l-am citit. Sumele care sunt date acolo n-am putut să discutăm în comisii, să spunem la comuna asta mai dori 5.000, la comuna asta mai dori 7.000, pentru că domnul... Dar din ce cauză nu ați putut discuta? Păi nu am înțeles. Astea sunt lucruri de ședințe ordinare. Dar nu au fost comisiile de specialitate? Nu s-au întâlnit comisiile de specialitate? Păi la ședințe extraordinare nu se întâlnesc comisiile. Se spune cu 4 zile conform legii înainte. Bun, și atunci dacă nu se întâlnesc... Păi, trebuie studiat. Dacă nu se întâlnesc... Ședințele extraordinare, în general, sunt hotărâri care sunt extrem de urgente. Adică au urgență anume și sunt puține. Astăzi au fost 8 proiecte.
Bun, deci nu s-a, din punct de vedere legal, nu s-a impus convocarea comisiilor, da? Fiind ședință extraordinară. Atunci, exact. De ce invocați comisia de specialitate? Sau, mă rog, comisiile de specialitate? Pentru că acolo, pe o oră, cât stai de două ori pe lună, studiezi... Păi, uite, rectificarea a trecut fără comisie. Păi, a trecut fără comisii, dar mai aveam de spus și alte lucruri, dar pentru faptul că în mare am hotărât că e bine așa cum este, sunt bani puțin date la unele comune, la altele mai mult, am statul să treacă. Partea cealaltă o avem în studiu, dar asta nu înseamnă că nu trece. Încă o dată vă repet, nu este un capăt de țară chestiunea asta, pentru că vom fi în comisie marți sau miercuri și joia viitoare sau cam așa, miercuri sau joi, va fi Consiliu, în care se va repune pe ordinea de zi acest. Nu avem niciun fel de interes, pentru că chiar dacă, așa cum spun unele surse, că nu știu ce vrem noi, vicepreședinte, această discuție se va face după turul întâi. Dacă se va face, dacă vom intra la guvernare cu cei de la PSD și celelalte două partide. Deci nu acum este momentul să facem această discuție. Nu are niciun fel de legătură cu ceea ce spune. Într-adevăr, ne supără acest fapt că unul din vicepreședinți votează împotrivă sau se abține și nu este în regulă. Împotrivă sau se abține? Adică de ce ziceți? Împotriva celor care l-au... Deci ei sunt în opoziție acum și nu este în regulă ca noi să asistăm la un asemenea lucru. Ce e asta? Nu înțelegem. Cum e în PNL, e la în partea asta lantă. Unde este? Păi poate votează în interesul cetățeanului. Păi, zic, nu... Unde a votat în interesul cetățeanului? Ședința trecută a votat tot împotrivă lângă PDL. Da. Sunt niște lucruri care sunt bizare. Păi și domnul președinte a fost surprins de votul dat de dumneavoastră. Domnul și președinte este surprins pentru că s-a învățat, bănuiesc, să nu mișcăm în băncuță acolo. Și uite, acum că a mișcat și s-a supărat. Dar nu e o problemă, că este doar pentru studiu, nu pentru că avem ceva împotriva dumnealui. Deși ar trebui să avem. Bun. La fel ca și data trecută, să înțeleg că nu aveți nicio, eu știu, remușcare pentru faptul că se întârzie redeschiderea muzeului, a Teatrului George Ciprian și activității. Nu cred că este un lucru atât de grav, că peste o săptămână se întâmplă lucrul ăsta, studiind foarte bine, așa. Nu trece, domnul, nu trece anumite hotărâri dacă nu ni le explicăm și nu le studiem bine. Nu facem acolo ca la școală, nu. Deci trebuie să le studiem temeinic. Eu sunt economist de profesie, trebuie să văd. De fiecare dată comisia mea așa a făcut, a luat fiecare hotărâre bucată cu bucată, a trecut-o prin lege, a chemat secretarul, a chemat juristul, a chemat directorul economic și a spus ce e aici, de ce e aici, pe ce lege, pentru ce. Da? Așa se face. Bun. Cu această precizare. Acum dacă vreți să mă simt vinovat de o chestiune de genul ăsta, că îmi capă de țară, că așa... Nu le-a studiat data trecută, când ați votat pentru. I-am trecut spitalul cu aceeași... Da, pentru și că spitalul și asta a fost, tot cu pentru. Aceeași mâncare de pește a fost astăzi pe masa consilierilor. Nu nimic, a plecat spitalul, pleacă și asta. Bun. Om trei și om vedea cum se va termina. Poate la iarnă o să ne uităm și noi la o piesă de teatru, la Teatrul George Ciprian, adică în sala aia acolo, cea bine originală, în ghilimele, cum s-a bine zis. Că s-a făcut, bine că a fost. Așa, și vom vizita și noi muzeul nou. Bun, haideți să revenim la campania electorală, domnul Vlase. Ați mai făcut noi membri? Cum stați cu filiala? Sigur. Cu simpatizanții, de fapt. Da, mulți simpatizanți, din ce în ce mai mulți membri, dar sunt selectați acești membri, pentru că nu putem să primim chiar pe oricine, nu din cauza că n-ar trebui să facă parte, este un partid liberal și trebuie să înțeleagă această doctrină, cam cu ce se mănâncă. Această doctrină liberală este un pic mai... Da, și acum le explicați chestiunea cu doctrina. La unii dintre ei, da, pentru că vine așa. Domnul Vlase, da, să zicem, eu nu pot, că, adică deontologic nu am voie să... Păi, vă spun foarte clar. Și eu vreau să mă scriu un pagină, adică ce mi explicați mie cu doctrina? Vă explic așa, că în momentul în care nu aveți o atitudine liberală, nu aveți o meserie liberală, nu aveți un proiect liberal, nu o să înțelegeți că, de fapt, liberalii se ocupă... Stai, domnule, vreau să fiu unul de la mic așa, să okay. Ne pus afișe. Ok, dar vă treziți la un moment dat că nu vă dăm ajutor social de nu știu cât la sută și vă supărați pe noi. Și vă spunem, domnule, puteți să faceți o afacere? Păi nu știu, de aia... Și cum, aveți discuții cu fiecare așa? Nu, adică... așa, cu cei mai mari. Adică, cu cei care pot avea discuții. Așa. E o
chestiune de principiu. Păi, de exemplu, pe doamna, că data trecută ați fost în emisiune și ne-a sunat o doamnă că vrea să înscrie la dumneavoastră în partid. Și ați întrebat? Ați primit-o cu brațele deschise. Doamna respectiv îl iubește foarte mult pe Călin Popescu Tărâceanu pentru că ne-a spus motivele exact acelea de pensie, de salarii, de ajutoarele pe care le-a primit la momentul respectiv, dar eu mă referam aici la partea superioară a partidului, la membru simplu. Deci trebuie să fie oameni care, într-adevăr, au o cultură despre ceea ce înseamnă liberalism. Bun, cultura, ca cultura, ca să mă exprim în cacofonii, dar noi vorbim aici de prezidențiale și domnul Tăriceanu, din câte, dacă ar ieși președinte, ar fi apolitic, în ghilimele, așa se zice. Că funcția de președinte este apolitică. L-am văzut pe Traian Băsescu și anume cât de apolitic a fost în cei 10 ani. Adică a fost mai politician decât alții. Față de mulți, nu mulți comparați alții. Cu domnul Tăriceanu. Față de mulți, mulți alții. Nu se compara. Da, domnule, nu se compara, dar... Doar știți ce război a fost de a nici menține ca Iliescu, un echilibru dar nici ca Băsescu. Să mă exprim așa. Da, ca Tăriceanu. Da, nici atât nu pot să mă exprim că... O influențez pe mama, că mama mă ascultă pe mine dacă mă întreabă cu cine să votez. Bun. Domnul Vlase, Tăriceanu va fi președinte dacă e. Îl susțineți dumneavoastră în calitate de președinte. Și acolo nu e cu ajutorul social cu asta. E cu o politică a primului om. Ne referam la politica liberală, nici de cum la partea de președinte. Dar spuneți aici, bun. Ce poate să facă Tăriceanu pentru România? Păi, dacă luați în calcul modul elegant și echilibrat cum se comportă domnul Meleșcanu în relațiile interne și internaționale, o să constatați cu multă precizie că niciodată nu se va comporta ca Băsescu, niciodată nu se va comporta ca, eu știu, ca oamenii din anumite partide, așa cum l-a numit președintele Traian Băsescu, este un european cu papion, adică este un om modern, este un om elegant în discurs, în tot ceea ce face. Și asta înseamnă că inspiră pace, liniște, putere, în sensul că nu arată niciodată. Este omul care are putere și nu arată niciodată. Asta este modestia omului deștept, adică inteligența omului deștept. Și mai mult decât atât, să vedeți o Românie cu deschidere foarte mare către Occident, mult mai mare de până acum, nu neapărat pe axa Washington, nu știu cum, Berlin, București, ci o să vedeți o deschidere totală a României către lumea largă, adică o țară care într-adevăr a progresat mult în ultimii ani, dar care conducătorii nu au făcut altceva decât au băgat-o puțin la fund. Pentru că ea trecere prin anumite elemente de politice externe a făcut-o, a mers în Uniunea Europeană, dar a rămas în urmă din punct de vedere democratic, din punct de vedere a echilibrului politic. Nu vedeți, avem stilul ăsta de a ne pune cenușă în cap, de a arunca cu noroi unul între altul. Nu face domnul Tăriceanu așa ceva, nu a făcut niciodată, nu face nici acum. Bun, cât de mult îl avantajează pe Tăriceanu faptul că a fost singurul premier care i-a ținut piept, să zicem. Enorm de mult. Pentru că i-a ținut piept într-un mod echilibrat și elegant. Nu a înjurat, nu a dat cu capul în gură, cum făcea președintele Băsescu, nu a strigat la oameni, n-a țipat. I-a ținut piept ca un adevărat bărbat, ca un adevărat bărbat de stat. Și i-a sesizat că și-a dus guvernarea până la capăt și a sesizat că imediat, nu cu mult timp după aceea, au început degringoladele din guvernul Boc. Cu măririi de salarii de 50%, când domnul Tăriceanu spunea nu se poate că n-avem bani, deși dumnealui mărise înainte că a avut de unde și este un echilibru bugetar pe care trebuie să-l menții. Nu poți să faci populism ieftin. Domnul Ponta dă acum aceste ajutoare și le mărește pentru că are pe ce. Economia României este în creștere, exportul este în creștere. Multe, o să vedeți că pe la anul România o să se situeze într-o zonă destul de avansată din punct de vedere economic dacă se menține acest trend crescător. Deci nu face întâmplător, o face un echilibru de balanță. Așa și domnul Tăriceanu, referitor la partea asta de discurs și de echilibru dintre puterile din România, o va face, sunt convins, cu mare profesionalism, pentru că va fi cu adevărat un om care va respecta Constituția și va fi un adevărat un om care va respecta echilibrul puterilor în stat. Sunt convins de chestiunea asta.
Nu ne băgă, nu s-o să bage nici în serviciile secrete, cum s-a băgat Traian Băsescu, nici nu o să întărâte profesori împotriva militarilor, nici muncitori împotriva inginerilor, și nici medici împotriva pacienților, deci nu se facă. Pe de altă parte, domnul Vlase, nu foarte puține voci au precizat că Tăriceanu ar fi trebuit să anticipeze acea perioadă de criză, adică a dat foarte mult drumul la robinet, la bani și la investiții și la tot felul de proiecte de infrastructură și la proiecte de reabilitări de școli. Și acum atragem de pe urma acelor vremuri în care, vedeți cazul de la Scutelnici, cu școala reabilitată. Cu fonduri care au venit, s-au deschis, s-au aprobat niște proiecte, au venit doar o parte din fonduri și a venit dintr-o dată, cam așa, într-o zi, și că a venit într-o zi la noi criza în România și gata. Totul s-a dus pe apa sâmbetei. Adică este acuzat de foarte mult și analiști politici faptul că nu a anticipat o recesiune. Crizele nu sunt aceleași într-o țară mică față de criza dintr-o țară mare cum e America, Germania, Anglia. Vreau să vă spun cu adevărat, criza economică a început în România prin 2009, adică era deja guvernul Boc de un an și jumătate la guvernare, iar măsurile pe care trebuia să le ia guvernul Boc la momentul respectiv nu au fost tocmai împotriva. Dar de criză nu se vorbea din 2009, domnul Vlas. Deci, de criză se vorbea încă de pe vremea lui Tăriceanu, când Tăriceanu spunea, domnule, economia duduie la noi. Deci de criză se vorbește din 2008. Vă spun cu mare precizie că am trăit-o pe pielea mea. Dar criza adevărată în România a început în 2009, la jumătatea anului mai târziu, în 2010 a fost dezastru, în 2011 tot la fel. Deci 2 ani puternici am avut ne-a zguduit această criză, dar în 2009 încă nu se vedeau efectele crizei. Dacă vă aduceți aminte, eu mi-aduc aminte, nu se vedeau aceste efecte. Ori, domnul Tăriceanu, tocmai la momentul în care Emil Boc a făcut această precizare că mărește salariile cu 50%, tot el a venit și a spus nu mai avem de unde. Deci a lăsat un buget echilibrat când a plecat. Nu l-a lăsat cu datorii foarte mari, pentru că acel buget care l-a lăsat se poate observa cu maximă precizie că putea fi acoperit din sursele care veneau din economie. Deci din sursele care erau sigure, respectiv sunt niște surse sigure pe petrol, pe accize, pe toate astea, care să vin sigur pe partea aceea. Ori ea a scăzut de la plus 8 la minus 8. 16%, domnul Mihai, este foarte mult. Cred că guvernul respectiv nu știu ce să facă. Guvernarea Emil Boc a fost un dezastru. Da, mă rog, asta să știe. Bun. Tăriceanu la Buzău. Sigur, domnul Tăriceanu, pe data de 21 la ora 10, va sosi în orașul Buzău, va vizita două societăți comerciale, Recomplast și o fabrică de confecții. Da. Va merge la Consiliul Județean în Sala Mare și va avea acolo loc un meeting electoral cu 400 de oameni și de acolo o mică conferință de presă. După aceea va pleca. Deci noi îl așteptăm, anunțăm cetățenii Buzăului pe această cale care îl iubesc. Adică săptămâna viitoare, marți. Marți. Marți 21, că îl pot vedea pe domnul președinte Tăriceanu în orașul Buzău timp de 5 ore. Am înțeles. Bun, dar la Consiliul Județean întâlnire, dar așa prin oraș să facă... Am zis că avem un traseu destul de bun, deci mergem pe Unirii, la Recomplast, unde fosta fabrică. Bun, acolo, de acolo mergem la fabrica de o altă fabrică, dar Recomplast va avea loc și un meeting electoral cu oamenii din zona respectivă, din cartierul respectiv. Am înțeles. Da? În partea cealaltă, la fabrica de confecții a unui italian, sunt în jur de 800 de oameni. De acolo plecăm la meeting electoral de la Consiliul Județean. Bun. Pe partea de economică, domnul Vlase, aici unde sunteți și noastră de specialitate, care ar fi programul domnului Tăriceanu? Domnul președinte Tăriceanu spune permanent de o chestiune care și mie mi se pare extrem de importantă. Vrea ca România să ajungă a 7-a țară din Uniunea Europeană ca potențial economic. Deși nu sunt prerogativele unui președinte ca el să vorbească despre problemele economice, ci a guvernului, că el are pârghiile financiare în mână, totuși domnul Tăriceanu spune acest lucru pentru faptul că România are un potențial uriaș de dezvoltare. Deci are un potențial uriaș de dezvoltare
Numai dacă iei diferența dintre țările occidentale și România, asta arată că România are potențial de dezvoltare, pentru că în mod automat, fiind în Uniunea Europeană, trebuie neapărat să ajungi la nivelul acelor țări. Că vei ajunge peste 10, 20, 30 de ani, deci înseamnă că există un potențial să te dezvolți permanent. Ori, fiind în Uniunea Europeană, acești bani vor exista permanent, iar România, domnule, bună ziua, trebuie nu sărită, ci traversată. De ce traversată? Pentru că trebuie să mergem în Ucraina. Iar dacă nu vom face noi aceste autostrăzi, le va face Uniunea Europeană și tot le va face. De-aia vă vorbesc de acest potențial mare dezvoltare. A recunoscut și Traian Băsescu că exportul României este cel mai mare din ultimii câțiva ani, zeci de ani. Acum la un interviu. Deci, iată că, din punct de vedere economic, sunt convins și invit pe oamenii de afaceri să investească în România, pentru că de acum încolo, în viitorii 10-20 de ani, se vor consuma în România mii de miliarde. Datorită ecosistemului, datorită producției, datorită forței de muncă care există în această țară, datorită zonei agricole, datorită zonei geografice și așa mai departe. Da, mă rog, lucrurile, da, ați văzut că care era rata șomajului? Eu știu care este rata inflației, care este 1,3%, ceea ce a atins aproape media europeană. Este foarte, foarte bine. Avem un fel de sarcină la anul cu plata acelor bani împrumutați de guvernul Boc. Nu știm pe ce s-au cheltuit, probabil că ne va explica într-una din zile. Dar nici asta nu mai este o problemă. Călin Popescu-Tăriceanu, în guvernarea care a avut-o, a preluat un PIB de 80 de miliarde de la Adrian Stase și l-a dus până la 170 de miliarde. Vă puteți imagina ce diferență. Cum a făcut, cum o face un om de afaceri, cum o face un economist, cum o face un om priceput la treburile economice ale țării. Politica de apărare, domnul Vlase. Este clar că în perioada lui Călin Popescu-Tăriceanu, România a intrat în NATO, în Uniunea Europeană. Deci, iată și un semnal bun că... Demersurile l-au făcut. Demersurile au fost făcute. Iată un semnal bun că pe timpul guvernului s-a semnat acest tratat și chiar s-a deschis Uniunea Europeană către noi. Suntem membri NATO. Clar, avem securitate NATO. Așteptăm de foarte mult timp această chestiune. Domnul Călin Popescu-Tăriceanu, un liberal de frunte al României, nu face altceva decât să continue drumul urmașilor care au modernizat, care au făcut România modernă, proști liberali. Iată că acum chiar îi vine ca o mănușă, pentru că din această perioadă încolo, România va trebui să adopte moneda europeană în 2018 sau 2020 și are deja masat în zona noastră trupe NATO care nu face altceva decât să ne asigure securitatea vis-a-vis de conflictul care există la granițele noastre. România din acest moment este o țară sigură. Iar investițiile care se vor face în România de acum încolo, pe seama securității ei, vor fi mari. Nu uitați că în perioada 45 sau 50-70, Turcia a fost în acea zonă de securitate americană și uitați-vă la ce dezvoltare a avut Turcia în ultimii 60 de ani. Deci cam așa se va întâmpla și la noi. Da, pentru că până la urmă NATO are un interes major. Fără discuție. Fără să discuție. Fie în coasta Rusiei aici. Sigur. Da, neapărat. Bine, trebuie gândită foarte bine și politica asta de apărare, pentru că nu e bine să ajungem la un moment dat să fim foarte expuși. Există și acest risc. Există și acest risc, dar în momentul în care ai bătut palma cu un partener serios și când știi că în această lume sunt o grămadă de oameni cu gândire extremistă, trebuie să te alături de clubul celor înțelepți, celor pricepuți în a apăra interesele economice și politice ale unor democrații avansate, dezvoltate. Același lucru, nu vine să cred nici acum că România este NATO. Mă trezesc când spun, domnule, nu se poate, cum am ajuns în NATO din Rusia, din zona aia. Uitați-vă ce se întâmpla la momentul actual dacă noi nu eram în NATO. Cum ne călca cizma rusească în 24 de ore, așa cum spunea acel ministru, care e puțin mai bizar așa și mai...
De vă spun că a venit și momentul să vedem clar consecințele acordului cu NATO și cu Uniunea Europeană. Da, mie oricum pe viitor așa mi-e foarte teamă de apropierea asta de zona Rusiei și există foarte mari riscuri. Deci dacă Rusia și-a permis ce și-a permis cu Ucraina, de ce să nu? Noi știm altceva despre această chestiune, economiștii, că Rusia nu are produsul intern brut mai mare decât a Italiei, ceea ce era torată de... Că în bătăliile astea nu se joacă cu produsul intern brut. Nu, eu vă spun că arată o rată de supraviețuire într-un război de uzură foarte mică. Rusia la momentul actual a început să strănute. Dacă știți că a trebuit să reducă prețul petrolului, a început să înregistreze pierderi masive și nu știu cât de bine îi va fi și cât va rezista în acest stil. Dar asta este o altă poveste. Bătălia acum este mai mult economică decât militară. Cel care deține supremația economică și o economie solidă, ăla va rezista cât mai mult. Domnul Vlase, vă mulțumesc pentru prezență, mult succes în continuare în campanie și l-așteptăm pe domnul Tăricianu la TV Buzău. Vă mulțumesc mult și dumneavoastră la fel. Bun, mult de mulțumim și celor care au urmărit această emisiune. Să aveți o seară excelentă, la revedere!